Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Vă invit ca la deschiderea minutelor de meditație și a începerii școlii de sabat să lăudăm pe Domnul prin imnul 626. La oaltă ne-am strâns. Tată bun, să-ți mulțumim în numele Domnului Iisus pentru bucuria să fim în casa ta. Îți mulțumim pentru sabatul tău și pentru că tu ești întotdeauna foarte bun cu noi. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne iubești în ciuda faptului că te întristăm de fiecare dată. Și îți mulțumim pentru jertfa de la cruce, pentru ca să putem fi salvați. Te rugăm în aceste momente să reverși Duhul tău cel sfânt peste noi. Să ne ajuți, Doamne, să ne deschidem inimile și să primim cuvântul Tău ca de la Tine. În numele Domnului Iisus Te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Pacea Domnului, mă bucur să mă întâlnesc cu dumneavoastră aici în Paris și în această dimineață să deschidem împreună cuvântul Domnului. Aș dori să discutăm despre unul din subiectele din cadrul lecțiunii acestei săptămâni. Este momentul cel mai greu, cel mai tare
din viața Domnului Hristos, așa că vom citi și vom comenta puțin rugăciunea Domnului Hristos din Ghetseman. Evangheliștii au redat-o pe larg, Matei, Marcu și Luca, și fiindcă suntem la Evanghelia după Marcu, vom citi raportul din Marcu, capitolul 14, începând cu versetul 32. Și ei au venit într-un loc al cărui nume era Ghetseman și le-a spus ucenicilor, ședeți aici, până mă voi ruga. Și i-a luat cu sine pe Petru, pe Iacob, pe Ioan și a început să se întristeze și să se tulbure adânc. Și le-a spus, sufletul meu este foarte întristat, până la moarte, rămâneți aici și vegheați. Și mergând puțin mai înainte, a căzut la pământ, se ruga, dacă este posibil să treacă de la el ceasul acela, spunând, Ava, Tată, la tine toate sunt posibile, depărtează paharul acesta de la mine, dar nu ce vreau eu, ci ceea ce vrei tu. Și mai departe, găsindu-i pe ucenici dormind, le-a spus, vegheați și rugați-vă, ca să nu intrați în ispită. Duhul, într-adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este fără putere. Amin. Mai întâi aș dori să discutăm câteva cuvinte despre cadrul acesta. Ghetseman este la poalele muntelui Măslinilor, deci vă imaginați așa o vale, spre apus este Ierusalimul, pe un munte mai jos, și spre răsărit este muntele Măslinilor, care urcă până la 820 de metri. Pe panta aceasta a muntelui sunt foarte mulți măslini și în prezent încă mai sunt măslini, de aceea îi spune muntele Măslinilor, iar la bază era o grotă, cam, să zic, jumătate cât biserica dumneavoastră. În grota aceea era hotelul Domnului Hristos, când venea la Ierusalim, pentru că în Ierusalim toate erau foarte, foarte scumpe. Și nici o familie din Ierusalim nu era dispusă să-L primească pe Domnul Hristos cu 12 ucenici, cel puțin două camere era nevoie ca să-i cazeze, să nu le dea niciun ban, când ei luau câteva sute de euro pe noapte închirind o cameră. Așa că nu era primit. Și Domnul Hristos trecea pe râul, intra în grota Ghetseman, că noaptea cade rouă, mai poate veni ploaie, era un mic adăpost, dormea acolo. Când grota era ocupată de alți musafiri, urca în vârf unde era a doua grotă, grota Tatăl Nostru, și dormea acolo. Astea erau hotelurile Domnului Hristos. Ghetseman vine de la un cuvânt ebraic compus, gat shmanim, care înseamnă presă de ulei. Gat, presă, shmanim, ulei. Presă de ulei. Și în aceste grote, chiar nu departe, în Betania, s-a păstrat o presă de ulei de 2000 de ani, foarte interesantă, unde toamna, oamenii care strângeau măslinele, veneau pe rând în presă și își făceau uleiul. De aceea este aceasta. Ioan spune că de la această grotă, unde a venit să doarmă cu ucenicii, ca la o aruncătură de piatră, apreciez vreo 50 de metri, s-a dus Domnul Hristos cu cei trei. Toată zona aceasta este acum proprietatea Asociației Catolice Terra Santa. Și exact la vreo 40 sau 50 de metri, poate nici mai puțin, este Biserica Ghetseman. Deci aveam grota, grota este de mii de ani, un loc absolut sigur, și avem spre sud Biserica Ghetseman, ridicată de mult timp, unde Domnul Hristos s-a dus cu cei trei să se roage. Acesta este cadrul. Este undeva joi seara, nu știm ora, 7, 8, 10, 11, 12, în seara de joi. Și în timp ce se ruga Domnul Hristos,
Cuvântul cheie din rugăciunea lui este paharul. Nu o să discutăm partea Domnului Hristos, rugăciunea lui. Era momentul cel mai greu pentru el, pentru că era ultima ocazie, când putea să accepte crucea sau să respingă crucea, să spună nu. Iar Satana venea cu ispitele: pentru cine vrei să mori? Iuda, un ucenic, te-a trădat. Peste 2-3 ceasuri, Petru se va lepăda de tine. Poporul căruia i-ai vorbit și ai făcut atâtea minuni, vor striga: răstignește-l. Pentru cine mori? Era o tentație. Când vezi că toată activitatea ta n-are niciun rost, ai muncit o viață pentru copii, să le faci casă, să le dai o școală, să le dai de toate, și la urmă copiii te renegă: ce mi-ai făcut? Ți-ai pierdut vremea prin Franța. Cum te simți? Ce mai faci? Nu așa că ești dezamăgit? Astea erau ispitele Satanei. Însă Domnul Hristos s-a bazat pe un alt element. Doamne, facă-se voia Ta. Pentru mine ar fi mai ușor să mă întorc, dar voia Ta este deasupra. E extraordinar. Aici avem tabloul lui Iisus, omul. În toate a fost om ca și noi. A simțit singurătatea, a simțit povara, a simțit trădarea și s-a comportat cum ne comportăm și noi. Însă, elementul central, voia Ta, este extraordinar de important. Să faci ceea ce Dumnezeu își cere. Rugați-vă pentru asta. Dar Domnul vine la ucenici și îi găsește dormind. Satana te poate ispiti și cu somnul. Oh, și încă ce ispită mare! Mulți dorm la predică. Obosiți, săraci, dorm la predică. De ce am venit la adunare? Cu ce a rămas? A fost frumos și atât. Alții sunt adormiți și când merg pe picioare. Deci atunci nu știu ce fac. O altă problemă. Iar alții, când trebuie să iau o decizie, sunt așa de derutați că nu știu ce să facă. Atunci Domnul Hristos dă un sfat. Voi sunteți, și noi, oamenii, suntem într-o situație teribilă. O luptă teribilă se dă în noi. Două naturi, una dumnezeiască și una firească. Natura dumnezeiască spune: da, îmi place, vreau să merg la biserică, vreau să mă botez, vreau să slujesc pe Dumnezeu, vreau să fac lucruri bune, vreau să fiu în cer. Natura divină. Cealaltă: a, las-o, nu e chiar atât de important. Acum mai fac și asta, pe urmă mai fac și cealaltă. Acest conflict între natura divină și natura umană ne urmărește toată viața. Nu scăpăm niciodată și niciunul. Cât timp vom trăi în lumea aceasta, cele două naturi vor fi în noi. Nu suntem vinovați de ele. Nu avem un păcat pentru că natura umană ne ispitește și ne spune: fă așa sau fă așa. Păcatul este momentul în care decidem care natură să funcționeze. Am venit acum cu o mașină hibrid și eram foarte atent pe ecranul ei, când mergea pe motor, când mergea pe electric, când pe motor, și foarte rapid se schimba de la una la alta, extrem de rapid. Cam același lucru se întâmplă cu natura noastră. Când mergem conduși de natura divină, când mergem conduși de natura umană, ăștia suntem.
Și atunci, întrebarea, cum putem să ne lăsăm conduși numai de natura divină? Și Iisus ne dă răspunsul, unul singur, rugați-vă! Rugați-vă lui Dumnezeu ca să nu cădeți în ispită. Rugați-vă ca nu cumva natura umană să fie mai puternică și să preia conducerea vieții voastre. De multe ori am auzit această explicație. Ce să faci, frate? Am fost pus într-o situație dificilă și nu mai aveam încotro. N-aveam ce să fac decât treaba asta. Și situațiile sunt foarte multe, dar pe acest principiu. Eram într-un moment din ăsta că m-am prins la colț și nu aveam încotro. A trebuit să mint, a trebuit să lovesc cu pumnul, a trebuit să gust și eu un pic, a trebuit că nu aveam încotro. Dar mi-a plăcut răspunsul unui pastor bătrân, care nu lui niciodată, eram tânăr atunci, și îmi spune așa, frate, momentul dificil nu a fost atunci când ai ajuns la colț, ci momentul dificil a fost mai devreme, dimineața când ai plecat de acasă, te-ai rugat lui Dumnezeu, Doamne, păzește-mă, Doamne, nu mă duc pe cale de ispită, Doamne, ajută-mă să. Atunci când te rogi înainte, atunci când pui în față toate problemele, te rog, Doamne, nu mă lăsa să ajung într-o situație atât de dificilă încât să trebuiască să te tăgăduiesc pe tine. Ajută-mă! Dumnezeu te ajută! Dumnezeu te scapă! Aceasta este formidabila putere a rugăciunii. Și Domnul îi spune, Petre, roagă-te! Văd că te ia somnul, e noaptea somnului, somnul celui rău. Roagă-te, Petre, că dacă nu te rogi, cazi în ispită. Și ce a făcut Petru? A dormit. Nu cred că e un păcat dacă dorm. Trebuie să dorm, că n-ai încotro. Asta este viața noastră. Dar dacă dormi când trebuie să te rogi, dacă dormi când vii la adunare, dacă dormi când trebuie să iei o decizie, te va costa mult. Și pe Petru l-a costat o cădere groaznică. Aș dori să nu trecem prin experiența lui Petru de atunci. Aș dori să ieșim biruitori în ispită. De aceea să ne rugăm. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai promis biruință și că Tu ai biruit în Ghetsemani. Pentru evenimentele viitoare, pentru primirea ploii târzii, pentru marea strigare, pentru sigiliul Tău, Doamne, pregătește-ne Tu și ajută-ne să ne rugăm stăruitor pentru ca firea divină să poată fi biruitoare. Te-am rugat în numele lui Iisus. Amin.